Iuliana, mulțumesc. Revoltă și cozi uriașe la ajutoarele de încălzire. Mii de oameni din toată țara au așteptat încă de la primele ore deschiderea biroului de asistență socială de lângă primării. O persoană la gaze. Și rămâneți mai în urca, doamna nu este la înspare. Unde că e rândul, doamne? Vă rog frumos, sunteți doamne în urcă. Păi de la bine, tare, am acționat. Am acționat. Am acționat. Aceasta a fost atmosfera în fața biroului de asistență socială ale primăriei Galați. După ore întregi petrecute la coadă, nervii, dar și puterile celor mai în vârstă au început să cedeze. Și cu medicamente după mine, am făcut accident vascular, am astmă, am stat la soare și n-am voie. Toți oamenii aici sunt bolnavi, doamne, își bat joc de noi, ne umilesc într-o fapt. Mai bine ne-ar mai pune la pensie 1.000.000, 2 și nu ne-ar mai ține cu acte. Sunt bătrân singur, care nu știu să mai scrie, care n-are cine să-i ajute. Stau pentru mama mea, care are 91 de ani și mă întreb dacă ar fi trebuit să vină dumneavoastră ei să stea la rândul ăsta, ce făcea? Atâta timp cât nu mai avem agent termic, marea majoritate a beneficiarilor sunt pe ajutoare de gaze, da? Și în ceea ce privește gazele, au și suplimentul pe energie electrică. Cozi au fost și în Drobeta, Turnu Severin, unde zeci de oameni cu venituri reduse au cerut ajutor pentru încălzire. Cea mai mare sumă acordată de stat este pentru energia termică. Pentru cei cu venituri de până la 200 de lei este subvenționată 100%. Tot aceștia pot primi lunar 500 de lei pentru energie electrică, 250 de lei pentru gaze și 320 de lei pentru lemne. Am pensia soțului, doar eu sunt casnică. 2000 de lei. Orice ajutor este binevenit. Sunt considerate persoane vulnerabile, acele persoane care au un venit de maxim 1386 pe membru de familie sau 2053 pentru persoanele singure. Actele pentru ajutorul la încălzire se pot depune până la sfârșitul săptămânii viitoare.